Energia a câștigat primele trei sferturi, iar în ultimele 10 minute și-au odihnit jucătorii de bază în perspectiva duelului cu maghiarii de la Cormand. În aceste condiții, ultima parte a meciului a fost a timișorenilor. În opinia antrenorului Constantinides, apărarea a făcut din nou diferența. Maybe the score, maybe the picture of the game to look easy for us. Poate scorul și imaginea jocului arată că am avut un meci ușor. But it was an easy, we make easy. Dar nu a fost un meci ușor, noi l-am făcut ușor. From our defense first, we saw our big weapon in this year. În primul rând cu apărarea noastră, care este principala noastră armă în acest moment. And we have a very, very good adjust and a very good selection against this kind of defense who play Timba, who is very, very difficult. Și antrenorul secund al echipei din Timișoara, Zoran Milović, a fost de părere că apărarea energiei, pe care o consideră una dintre cele mai bune din campionat, a făcut diferența în acest meci. When we come here, we know that Rovinari play one of the best defense in the league. So we know that we were ready that here on this court will be very hard to play. Înainte să vin aici, știu că Energia joacă poate cea mai bună apărare din ligă și înainte să vină pe terenul nostru, știu că va fi foarte dificil să joace aici. Și așa a fost. Energia s-a impus fără probleme în fața echipei Timba Timișoara la o diferență de 20 de puncte, scor 81-61, într-un meci contând pentru etapa 10-a a Ligii Naționale.